Urmărești NeuroExplorers, secretele creierului tău, ghid de creștere calității vieții. O emisiune sponsorizată de Veruvis Kids. Bun găsit la un nou episod din NeuroExplorer, secretele creierului tău. Eu sunt Gabriela Maluf, iar alături de mine este Costin Dămășaru, doctor, psiholog și fondator al centrului Veruvis și Veruvis Kids. Pentru că în episodul trecut Costin ne povestea despre neuronii oglindă. De fapt a început el să vorbească despre neuronii oglindă, dar l-am oprit, oprit eu că știam că vrem să avem un episod dedicat acestui subiect. Haideți să aflăm cât mai multe lucruri și de ce sunt acești neuroni importanți. Bun găsit, Costin! Mă bucur mult că ne revedem. Neuronii oglindă sunt indispensabili pentru copil și adulți, dar foarte important pentru copil pentru că îi învață cum anume să imite ce fac părinții, ce fac bunicii, ce fac adulții din jurul lor, ce fac ceilalți copii. Neuronii oglindă reprezintă calea către înțelegerea, unor, înțelegerea profundă a unor modele de comportament, a unor șabloane de comportament și apoi adoptarea lor. Nu ai cum să înveți, sau procesul de învățare ar fi fost mult mai dificil fără neuronii oglindă. Cum le spune și numele, ei oglindesc, de fapt, acțiunea celorlalți. Sunt legați și de teoria minții, Probabil foarte mulți părinți cunosc acest, acest concept. Teoria minții în formător. Eu sunt diferit față de tine. Copiii care încă nu au dezvoltat cortexul prefrontal cum trebuie, acolo, de fapt, o parte în teoria minții, nu înțeleg că ei sunt diferiți față de mamă, spre exemplu. Dacă se duce un copil la mamă și o lovește pe mamă și mama spune, ce faci, de ce dai în mine, că mă doare, copilul spune, păi, deci cum adică te doare? Că eu nu simt nimic. A este o incapacitate de generare a acestei empatii, de fapt. Și vreau să punctez cea foarte important legat de neuronii oglindă. Ei sunt legați și de empatie. Însă, în română, empatia se leagă foarte mult sau se confundă mai bine cu simpatia. E foarte important să spunem care este diferența între empatie și simpatie. Empatie înseamnă că eu folosind mi neuronii oglindă și alții, mă pun în pantofii tăi, de rigoare, mă pun în locul tău. Simpatia înseamnă să-mi și pese. Că eu pot să mă pun în locul tău, dar să nu-mi pese. Și atunci avem comportamentul un pic mai disfuncționale. Pe de altă parte, copiii, prin neuronioglindă, învață, de fapt, cum am vorbit și în episodul anterior cu inteligența emoțională, cum anume să replice anumite comportamente. Așa învață. Altfel? Nu. Și este important să le acordăm copiilor noștri niște lecții valoroase. Care sunt alea? E bine să fii empatic, dar nu e bine să fii tot timpul simpatic. De ce? Simpatic în contextul ăsta cu empatia. E foarte bine să fii simpatic cu toată lumea tot timpul, da. să te placă toată lumea. Inteligență emoțională. E bine să fii empatic tot timpul, să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, însă, și aici este rolul părintelui modern, să-i ofere copilului capacitatea de a înțelege când merită să fii și simpatic. De ce spun merită? Pentru că viața nu e dreaptă. Sunt contexte în care vor fi oameni care vor profita de simpatia ta. Copil mai puțin, adolescent și adult. Și tu este important să înveți folosindu-ți neuronii oglindă și inteligența emoțională, că sunt legate foarte, cum am spus mai devreme, sunt legate foarte strâns, să înțelegi cine este omul tău, să te pui în locul să înțelegi acțiunile, natura acțiunilor sale, și apoi, foarte rapid, folosindu-ți intuiția, care este cel mai elegant, sofisticat și complex mod de colectare, procesare și utilizare a informației în context, să folosești intuiția, cum am spus, să estimezi dacă merită să fii simpatic cu persoana respectivă, că să-ți pe să ajuți. Te referi aici la o situație de genul în care poate cineva vrea să te manipuleze, adică tu să fii empatic cu persoana, să empatizezi cu starea persoanei respective și să fii simpatic, dar asta să fie, adică persoana respectivă să nu fi simțit realmente lucrurile astea și doar să fi fost o formă de, de manipulare și atunci tu poți să o recunoști și ok, mă pun în locul tău, dar înțeleg că de fapt nu e chiar așa, deci nu o să fiu simpatic în momentul ăsta. Exact majoritatea tehnicilor de manipulare se bazează pe transcenderea, pe migrarea de la empatie la simpatie. Ăsta se fapt switch -ul. Și sunt oameni care merită să fie așteați foarte mulți, dar sunt oameni, și asta învățăm noi, cei care ne-au învățat părinții, învățăm cu greu, cu multe băbărnace în cap de la viață, sunt oameni care nu merită, pe care nu merită să-i ajuți, dar care, folosind de de inteligență emoțională și de anumite de, de manipulare, reușesc să intre în mentalul tău, în energia ta, în informațiile pe care tu le ai, în identitatea ta și să te facă să mergi de la empatie la simpatie și în momentul respectiv se creează un canal de comunicare între tine și persoana respectivă în care persoana respectivă obține de la tine ce vrea bazându-se, mizând, de fapt, pe incapacitatea ta de a evalua acel context și de a ști că nu merită să ajuți. De ce nu merită să ajuți? Pentru că efortul pe care tu îl depui va fi infinit mai mic decât beneficiile pe care le primești. Și copiii, este foarte important să înțeleagă, și aici intervin neuronii oglindă și procesul de învățare și inteligența emoțională, copiii este important să înțeleagă că totul este o tranzacție pe baza unor reguli foarte clar stabilite. Eu îți dau ceva, tu îmi dai ceva. Și atunci, dacă cineva vine la mine și mă... Uite, dinică, Dumnezeu să-l ierte. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic. Aia este de fapt empatie, simpatie. Povestea te duce în empatie și apoi în simpatie. Și eu o scenă foarte tare în uh, filantropica, că ăsta e filmul, în care spune: ai simțit, te-am prins. Asta e de fapt. Și noi este important ca noi să ne educăm copiii să ajute când este uman, firesc, să ajuți, fără să cazi în extrema cealaltă în care dai părți din tine, rupi părți din tine iar la final răm rămâi tu, incomplet, în depresie, anxietate, rușinat, frustrat, victimă. Dacă îmi permit să spun ceva cel mai important pe lumea asta din punctul meu de vedere este, referitor la neuronii și în general inteligența emoțională, să nu ne transformăm copiii în victime. Rolul unui părinte este de a-și transforma copilul în învingător. Un învingător generos, prosper, altruist, dar un învingător. Pentru că altfel, în momentul în care nu îi învață pe copii cum să facă diferența între empatie, simpatie și să duc foarte ușor pe panta asta descendentă a manipulării, vor deveni victime. Și un copil care devine o victimă este un adult care devine o victimă. Și uh, rol din care probabil va ieși cu mult, uh, cu mult mai greu. Îți mulțumesc tare, tare mult, uh, Costin. Am învățat din nou foarte multe lucruri. Am învățat despre neuronii, oglindă și cât suntem noi de importanți părinții. Atunci când le dăm lecții de viață copiilor noștri, prin simplu fapt că existăm și că știm să ne gestionăm comportamentul, astfel încât ei să vadă comportamente funcționale și ei să nu ajungă victime, așa cum ne spunea și Costin, ci să fie învingători. Pentru mai multe informații puteți vedea și celelalte episoade dar intrați și pe veruviskids.ro. Rămâneți cu bine. Ai urmărit Neuro Explorers Secretele creierului tău O emisiune sponsorizată de veruvi Kids